you made click. No, bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Sus de Cancer. Și de ce presim că toți ăștia din echipa adversă au numai AVP-uri? Nici de-a presit asta. Eu acum mi-am dat AVP-ul la nimerea lui. Nici n-am fost dat pe ce butoane am apăsat ca să-mi aleg arma. Hai pe aici, a? Ce-am luat pe ăsta nou scop? Poate luam și pe ăsta nou scop. Nu l-am luat nou scop ăla. Hai să dau... Să-mi dea tot timpul arme la nimereală. O să joc vreo 10-15 minute așa, că am văzut că vreți episoade CS Source. Eu o să... Într-o zi o să mă strâng cu prieteni. O să... Vorbesc cu ăștia prietenii mei de pe Skype și băgăm un meci handicap sau ceva de genul, că n-am mai jucat de mult. Nu știu, dar CS Source-ul e fain să-l joci cu prietenii. Că servere care să-ți convină cum sunt așa, nu știu, parcă nu mai are farmec așa să joci pe servere. Sunt ser câteva servere românești, mi-am luat și V34, dar nu știu. Cam căcăcioase. Ba nu-i mapa care îți place, ba nu sunt player. Acum înțeleg de ce au băgat ăștia la CSGO modul de competitiv. Du-te bă, ne iau și bomba. Nu-i bine, nu-i bine. A salvat-o, cred că a salvat-o. Hai că a salvat bomba de-al de la dezamorsare, e bine. Bă, aici nu mă... Am rămas fără gloanță în shotgun, frumos. O, armele mele preferate. Kalashnikov și Dual Elite. Acum să mă omoare unul. Să mă fără ele. Hai cum să bube. Bum. O, îmi place mele de pe fundal. Am așa puțin a ținut, m-a băgat și la echipa adversă. Na, trebuie să echilibrezi echipele, ce să mai... Bă, siringă, cel mai prost sniper posibil, măcar ai viteză cu el. Hai că spar și alea, că n-am ce face. Da. Hai că mi-a dat și mie AVP. Stau aici pe lung. Ia să merg până în B. Trebuie păzit, că ăștia sigur o să vină cu bomba acolo. Ce ziceam? Bine că ați dat aici cu smoke-uri. Hai, salut! I-am trântit-o la mă. Bulanjiului. Mordă-te, dracu. Hai pe aici. Sigur e vreunul pe tunel? Nu e, dar tu mă pun la pândă. Ăla-i cu mine. Stai că vine. M-a atrat din spate. Cam nașpa că toți ăștia și-au AVP-uri. Ne găsă ăștia pe lung. Hai că nu sunt. Ba da, e unul. E unul aici, l-am văzut. Ce ziceam că e unul? Hai că merg pe aici. Parcă m-ai filmat pe mapa asta. Nu știu dacă am filmat și pe serverul ăsta. Am rămas fără gloanțe, am rămas fără gloanțe. Da. Și aveam armă bună. Hai cu shotgun-ul. Tu joci cu Deagle? Hai că joc și eu cu shotgun. Mai joc acum cu AVP-ul, mânca mea. Mânca mea ce mi se păcur. Ce l-am luat pe ăsta? Hai să ies de aici. Direct la mă. Ia de aici un smoke. Vreau să-i fi dat în cap cu el. Ce l-am luat pe ăsta? Hai că am început decât să mai revin și eu.
M-a luat. Ăla era cu... Mamă, frate, doar pistol mi-a dat. Căcat. Fu, ce m-a luat ăsta. Direct pistol. Stânga, dreapta, nu-i nimeni. Aici e bomba. Stau eu în partea aceea. Aici e bomba, dacă știu poți în halul ăsta. Mordă-te în sânge, este... Nu e aici bomba. A, deci la B. La B sau la C? A, aici. A, că a zis amorsat-o, e bine. O, oh, ăsta e la Duhast Rammstein, de la Rammstein, nu? Nu prea ascult Rammstein, dar melodia o recunosc. First Blood. E bine că muzica nu ține mai mult de 10 secunde ca să-mi iau copyright. Ba, acum ține mai mult de 10 secunde, să vezi că mi-au acum copyright la videoclip. Auci. Și acum o să se pună la pândă cu AVP-ul. Nu știu, ăsta nu e server rusesc, e server francez, mi se pare. Unde căcat e ăsta? A, s-a pus la pândă acolo bulangiu. Wow. Bă, mă enervează ăștia care joacă doar cu AVP-ul. Mă mir că nu joacă cu Gigan. De fapt, stai că o fi interdicție la Gigan, cine știe. Hai că a luat-o. O, ce mișto e și asta. Nu-mi dau seama cine o cântă. Dar sună mișto melodia. Ok, m-am ferit. First Blood. Freestyler. Bă, nu m-am uitat la ce să văd decât îmi filmez. Hai, mai filmez vreo 7 minute. Că e și 18 acum. 12 și 18. Nu e bine pe acolo. A, sunt ai mei, dar hai că mă bag pe aici. Ăștia sigur nu vin pe aici. Niciodată nu vin. Uite un căpău. Trebuie să-l împușcăm acolo. Erau doi. Mergem pe partea asta atunci. Dă bă pistolul încoace. Mordă-te, dracu. Zic că tot pe server stream aceea când am făcut videoclipul ăla cu intitulat de mâine intrăm în pâine. Nu. Așa m-a salvat, thanks bro. Ok. N-au prea am avut gloanțe în Uzi că l-omoram și pe ăla, dar nu mai am HP. Știam că poate le-au și pe ăsta. O, direct Kalashnikov, așa da. Am dat parme random, că sincer nu știam ce să mi-a liceam să-mi iau Kalashnikov, dar mă plictiseam, știam să-mi iau M4, după aia AVP, să mi le dea pe toată lumea reală. Dar și pe acum nu-ți dă pușcă, îți dă doar pistol și asta nu-mi place. Stai că ăștia sunt pe lung cu AVP-ul, nu pe lung, baza acolo cu AVP-ul mai mult ca sigur. Mordă-te, drecu. Păcat că nu-ți dă și gloanțe dacă omori pe unul. Asta cu mine, era, până să moară. Mamă, ce n-am fost ăsta. Aici am avut volan, recunosc. Ia uite, mi-a dat doar pistol, că pula mea, de ce nu? Ok, pe aici, unde? A, a venit pe partea aia. Ia uitați, nu-i las Gigan, nu-i Gigan acolo pe jos. Mă mir că nu-i lasă un Gigan. Stai cu să vină pe aici. Sau acolo e. Nu știu că ăștia se pun la pândă și ți-a tot cheful de joc. Când trebuie să joci cu pândar de ăștia. Stai că ăsta are bomba. O să o planteze. Sau, ce trebuie cu luminița asta? Ciudat. Au pus-o, cred că au pus-o. Ori aici, ori la noi în baza, cred că aici. Am zis că poate o dezamorsez așa.
Hai mă, defuzați bomba, firaței dracu. Gata, au defuzat, e bine. Mă, ce mișto e muzica asta. Îmi place. Rușii chiar au gusturi bune. Eu am găsit server românești în care îți cântau manele când se, când se termina și începea runda. Bine, probabil că sunt ăștia ceva gen. Eu ascult Guță pentru că îmi spune de unde vin dușmanii când joc Counter. Hai mă, nu este vreunul. Atunci încarcă, dacă nu trece nimeni pe ei să-i dau o lamă. Oh, fix în el am intrat. Asta sunt cam ciudat. Ok, hai că nu l-am pe ăsta. A, futuți. Ia mă, dacă iau pe unul cu siringa așa, îs bun. Și când ziceam că poate le iau pe unul pe unul din aia, care cu AVP-ul, pizdi măsii. Să sar de aici, bun. E unul cu bomba, au bomba aici. A, ăsta o pune în ce? L-am luat, l-am luat. Bomba e acolo. Hai stau să păzesc bomba, că știu să vină după aia. Mai filmez încă vreo 4-5 minute. Ok, nu vine nimeni după bombă. A tras unul. Vine încoa. Să fiu atent aici. E acolo. Nu pot să iau pe distanța asta. Trebuie să fiu atent în toate părțile. Nu știu cum vine ăștia după bombă. Dar ăștia văd că nu vor să vină după ea. Ăla e de-al meu. Bomba zace acolo. Din partea asta nu vine niciunul. Aia, ăștia și-au băgat picioarele în ea de bombă. Aia pe partea asta atunci. O să treacă runda și ăștia nu plantează bomba. Păcat că nu poți să le ofuri. Era bine. Zona asta e păzită. Hai pe aici. A, uite-l că a apărut. A pus bomba, hai că asta e ultima rundă. Sau nu e acolo? Ba, acolo e. Du-te bă, că am tras în el. Și trebuia să-i se miște un pic ținta când își lua glonțul. Mai ies în căpul, că-ți faci ca toți draci. Ia bă, bomba! Și nu se duc să ia bomba. Hai, defuzează-o. O să bubuie. Bom. Bă, cam asta ar fi și acest episod de CS Source. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură butonul de sub videoclip. Și până data viitoare, ciao les.